stăm să-i scriem. Ba da. Ba nu. Ba da. Citește cerința. 24. Citește cerința. Deci scrieți divizorii și scrieți. Scrieți mulțimile divizorilor numerelor. Scrieți mulțimile. Da, să trebuie să scriem. Hai, de la 24, domnul profesor. Da, deci aici... Hai să vedem. Zi, Davide. 1,360. Spune cum și virgulă. 2 și... 2. 180. 180. 3 și... 3 și 120. 4. 4 și 90. Bun. 5 și 70. Nu. Nu 70. 7 ori 5 și cât? O ori 72. 6 și 60. Corect. 7 și... 7 nu merge. Nu merge. 9. 8-ul merge, 8-ul, da? 8-ul avem, 2 la 3. 8 și... 8 și... Cât vine? 60 împărțit la 1. Acum mai vine. 60 împărțit la 1. 45. Dar părbuția și la 8-ul 990 acolo. Unde am scris eu 990? 99, nu? La cine era fost pe 90? Era 90. 90 era. 90. Așa. 490. Era ceva genul. Da. Așa. Pe bine că ai văzut. 8 și 45. 40. 9 și 40. N-a scris pe 90? Nu, a scris 49. 12 și 3. Și 3. Stați. 12. 120 ori 3. Deci 12 și? Deci 12 și 9. 30. 30, da. Da, 12 și 30. Corect. 20 și 18. Da, 20 ai ajuns de la 12. În mod normal mergea para, virgula. 18. Știți de ce? Că nu avem numele cu virgulă. Da, adică nu sunt numele decimale ca să intrăm în panică. Da, dar putea să faci așa, deci mai știu. Așa, deci... 18 ori 20. 18 și respectiv 20. 20. 10 și 36. 10. Vezi că ai sărit de la 94, deci? La 12, 10 și 36 este. 12 și 30. După aceea, ia să mai vedem. Ia să vedem dacă mai avem un 15. Avem un 5 și un 3 aici. Sigur că avem și 15. Da? Deci 15 și cât? Și... 24. 15 și 24. Și n-am 24. Ba da. 15 și 24 pe aici. N-am A, nu, eu zic că avem 24 încă. Avem 12, 15, 16. Nu, n-am ajuns la 15 și 24. 23, 24. 24, metri pe 2. 22, 22, 22. Nu, avem 24. 18. L-am pus. Și 20. 18 și 20. Am pus, avem. Sunt gata, sunt toate, 24. Sunt toate, da? Da, și am și numărat. Oh, perfect. Da, așa știi că nu ai pierdut niciunul, Gabi, dacă tu știi să faci da, acolo. Deci dacă mergem în perechi și urcăm ușor pe asta, pe primul divizor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Și ai grijă să nu sar peste divizor. Da, dar dacă știi să faci asta, știi după aceea îi numeri și vezi ce ai pierdut. Da. Dar urmează atunci să te întorci în urmă și să vezi ce ai pierdut și îți vine mai greu. Dar dacă păstezi de rețeta care... Ai interesat bine, nu să vii la 18, la 12, asta vrea zic domnul profesor. Nu, eu m-am luat acolo, știți cum am scris noi. 3 și 120. Da. Am zis scriu 12 și 30. Bun. Și de asta că zice da, Maria. Da. A numărul 1111. X egal cu 1111. 11. Să-i facem întâi... Divizorii de 1111 egal cu... 1111. Dar 1111 cum îl vezi? Îl vezi ca ceva? 11 taci. Oricât, nu știu. 1111 ori 1. 1? 101. 11 ori 101, nu merge? Da. Ba da. 11 ori 101.
11 ori 101, dar exact 1100. Da, dar până acolo... Ei, să zicem că ai știut, tu așa. Da, venea ușor. Exact. Eu nu mi-am dat, zicem până la 111 mai aici, da? Până la 100... Sau atâta. 11 ori 101. Acum am nevoie la 101 să muncesc. 101 o fi număr prim sau nu? Păi la 3 nu. La 3 nu. La 4 nu. La 5 nu. La 6 nu. La 7 nu. La 8 nu. Cu da. Siguranță. La 9. La 11 nu da. Mergem. La 3. Vreau să vă anunț. Nu încerc la 6. Dacă n-am mers la 2 și la 3, nu vă spun problema la 6. Da, e număr... Nu. Ba, da, e prim. Adică sunt dat 4. Nu mai de primul. Deci câți divizori are numărul ăsta, Dario? Are 4 divizori. Cu 11 ori 101. Ce ușor. 4 divizori. Care sunt? 1 și 1111. Și 11 ori 101. 11 și 101, nu zici ori. Da? Bun, Davide, ultimul număr. 2553. Wow. 2553. Ne gândim. 2553. O fi... O fi... Cui se împarte la 3? În parte? Stai, ce număr da. Stai? 2553. La 3 sunt 4. Da, hai să vedem. 3 ori cât? Stai, mai întâi, deci 1 și 2500. 3 ori... Da, bine. Ce mă bucur dacă s-o pe tine. Da, nu-i mică, hai. Trebuie să-l spate. Da. Acolo ar fi 8... 3 ori cât are? 351. 3 ori 851. Așa? 851. Păi mine mereu. V-ați dat seama? 3 ori 851. Egal cu 3. 851. Bun. Și pe 12-13. La 3 nu. La 2 nu. Da? La 7? La 5 nu. La 7? Nu, la 7. La numele prime, da? La 15, 2... Nu. Nu. La 11. La 11 de 7 ori, 7 vine de 8 ori. 81. 81 nu merge. La 13. La 13, în 85 intră de 6 ori, 6 ori, 78, da, 78, scade din 85, 71 iar merge, 17, la profesor este număr prim, deoarece 29 la a doua dă 840 ceva și dacă merg la 30 la a doua dă deja 900. Deci dacă 840 și ceva... 17, nu? Păi da, dacă la... Mama, o să mergeți până la 29. Da, la 29 dă 840 și ceva. Da. Și dacă merg la 30, deja dă 900. Bun. Și, deci, dar asta înseamnă că până la 30, până la 29... Avem calculat. Avem calculat. Am înțeles că 29 nu-i... Deci 17, n-am mers 19. 19, te suntem de ceva. 19 nu merge. 23. 23 ori 37. L-am găsit, 851. 23 ori 37. E egal cu 23. Ori 37 ori 3. Și ori 3, da? Da, da. Și ori 3 de aici. Da, da. Deci cât divizori are? Divizorii lui... Păi are 553. Da. Va avea 2 ori 2 ori 2, adică 8. Da, 3 adică 8. Bun, perfect. Este tot. Dar să vedem că avem și avem nevoie să-i scriem. 1 și cât? 1 și 2553. Da. Apoi Daria. Iar rândul lui David. Nu. Hai te rog. Hai zic cum te de 8 și 3. Și 23 și 37. 23 și 37 ori 3. Păi da, practic, până cu toți acolo. Nu, nu, nu. Păi nu, trebuie să fii. În perechi, în divizor. Da, 23 și 37. 3 ori 2 și 51. Sau ca ce a spus. Deci 23 și 37. Și aia, 37 ori 3. Păi vine 850. 23 cu cine atunci?
37 ori 3, asta, de costă 11. Cu 111. Și mai vine 3 cu 81. 3 cu 851. Și cât avem? 1, 2, 3, 6, mai trebuie încă 2. Încă 2. 37 cu... Așa, 37 cu... 37 cu, acum vă spun, cu 69. 69. Și atât cum am prins pe cei... 7 divizori. 8. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8. Perfect. Bun. Exercițiul 10. 10. La pagina 41. 41. Câți divizori au fiecare din numărătoarele numere? 16. 16. X egal cu 16. 16 la 2 la 4. 2 la 4, corect. 2 la 4, adică va avea... Trebuie să ai număr prim jos. 5. Și egal cu cât divizor? 5. Divizor e cu 16. Cardinal. Numărul lor. Da? Trebuie să înscriem. 4 plus 1. Și egal cu 5. Păi zis puțin, poți să înscriem. Ia să înscriem, să facem și o liniște de... Nu lăsa. Înscriem. Scriem repede, copii. 1, 1, 16, da. 2, 8, 1, 16, 2, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, doar un 4, nu scuzați, da. Și atât. Bun, deci am avut dreptate. Acum mergem repede, doar pe cardinal, da? Cât divizor? 98. X egal cu 98. Cum îl putem scrie? Păi, că 98 este 9 la a doua, cred, ori... Nu? 9 la a doua... Am mai lucrat 9 la 28 zici ori. Da. Poți să fac așa... E 2 ori, hai să-l compunem pe 2 ori 40. Și 9 și 2 ori 7 la a doua, da? Deci, repede, Davide? 2 ori 49, 2 ori 7 la a doua. Cât divizor, Daria? Asta care 6 cardinal. Cardinal. Al lui 4, ca divizorilor de 49, 98. 98. Așa. Da, acolo am greșit noi. Unde? Acolo am scris 4. A, nu, 4 puțin 5, Davide. Haideți atenți că pierdem timp și trebuie să vă puteți și tu, că mai chiar mai vin. Așa. Deci cardinalul 98, cât sunt, Daria? 2 ori 7 la 2. 6. 6. Deci egal cu 6. Bun. 126. 100. Nu, nu, X egal cu 126, următorul număr. X egal cu 126. Hai, Davide, 2 ori. 2 ori 63. Da. 63 nu e prim, se fac și la 3. Da, la 9. 9 ori cât? 9 ori 7. Egal cu 2 ori 3 la 2. Ori 7. 3 la 2. Cât divizori vor fi? Păi vor fi 2 ori 3 ori 2. 2 ori 3, 6. Ori 2? Ori 2. 6 ori 2? 12. 12. Deci face 2 ori 3 ori 2. 3 ori 2. Și egal în total 12 divizor. Următorul număr, 275. Da, ia. X egal cu 275. Care scriem ca 5 ori, nu trebuie să scriem ca 5 ori ceva, la 5 ori. Păi da, 5 ori. 5 ori. Împărțim la 5, mamă. 5 ori 12. Vine de 2 ori. 5 ori 50. 22. De ce 22 atunci? Vine 23. Măi copii, deci nu vine ori 53. 5, 5 în 25, de 5 ori. 53. Păi 53. Așa. 53. 53. 3. Păi 25, Davide. 55. 55. 55. Potoliți-vă. 5 ori 55, Daria. 5 la 2, 11. Și egal cu 5 la 2, 11. Și atunci cardinalul. Hai zi, Daria. Lui 275 este egal cu... 6. 275, da. 6. 6, dacă e 3 ori 2. Davide. 3 ori 2 și egal cu 6. 3131. X egal cu 3131. Da, 31. Da. 68, la 2 nu, la 3 nu, la 5 nu, la 7 nu,
Așa cum e, să vedem. Intru de... de... 4 ori. Nu se împarte. Nu? La 7 nu? Nu. 8. La... nu. La 9. Nu. 3-1. La următorii 11, da? Nu se împarte. Nu. La 11 nu. Am încercat. La... la 13. Nu. La 17. Nu se împarte. Nu. La 19. Nu. La 20 și că 23. La 23, nu. La 29, nu. La 31, cred că. Sigur, la 31. 31, 31 odată. E 31, 101. 0, exact. 31, 101. 101 am stabilit că nu mai are. Erați în logirea ta. Haideți, 31, 101, Davide. Da. 31, 101. 4, 101. 4 divizori. 4 divizori. 101 e prim și el, da? E prim, că am mai stabilit eu. Deci, 4 divizori. Cardinal. A lui. 31, 31, divizorul în 31, 31, egal cu 4. 4, da. Excepție nouă, dar de mai un număr. Lasă acolo loc pentru număr. Numărul 23023. 23023. Așa, ăla-l faci tu acasă, că e simplu. 9, de la pagina 41. 9, de la 41. Completați pentru a obține propoziții adevărate. Dacă 72 este egal cu... da. 2 la n ori 3 la m. 72 egal cu 3 la n. N ori 3 la m. Atunci n egal cu cât și m egal cu cât. Davide? Păi 72 se împarte la 2, adică va veni 30 și... Știm 72 8 ori 9, ca să îmi vedem. Sau... și 8 ori 9 și atunci n cât e, dacă 8 ori 9. N egal cu 3 și la 2 este egal cu 2. La 2 la 3 ori 3 la 2. 2 la 3 ori 3 la 2. Păi ce-i făcut chestia asta? E repede, vezi. Deci nu e egal cu 3 și 1 egal cu 2. Că tu n-ai mâine geometria. Da, mâine facem matematică. Nu? Egal cu 3, mâine egal cu... dacă 180 egal cu 2 la n ori 3 la m ori 5 la p. Dacă 180 egal cu 2 la n ori 3 la m ori 3 la m ori 5 la p. Scriu dacă nu e dare. Atunci n, m și p egal cu cine e n, cine e m, cine e p. Păi 180 se împarte la 2, adică va veni 90. 90 se împarte, pot să scriu ca 3 ori 30. 30 pot să scriu ca 5 ori 6. Deci facem descompunerea în partea și cu mine, da? Da. 180, descompunerea este 2 ori 5 odată, care este 10, da. Merge în 2, 9 ori 2. Ori 3 la 2. Adică ar veni 2 la a doua, 180 ar face. 2 la a doua. 2 la a doua, ori 3 la a doua. Ori 5. Ori 3 la a doua. Cine-i mână și tu atunci? Păi m egal cu 2. Da. M egal cu 2. Bravo. Și voi cu 1. Perfect. Deci vine 2 la a doua, ori 3 la a doua, ori 5. De unde rezultă că m nu e egal cu 2, m egal cu 2 și p egal cu 1. Exercițiu 3 de la pagina 40, Davide. 3 de la 40. Descompuneți în produs de puteri de numere prime numerele. 54. 54 să le descompui. Repede. Da, bine, repede. Păi 2 ori... 9 ori... 9 ori... Cât ori cât fac 54? 6 ori 9. 6 ori 9. 6. Și pot să scriu ca 3 la a doua, a doua ori, 3. Ori 3 ori 2, da. Adică vine 3 la 3 ori 2. Perfect. Deci este 3 la 3 ori 2. 2. Da. Bun. Daria, tu? Ia. 72. 72? Da. Până acum mai sus. Da, 8 ori 9, zi. Este egal cu 8 ori 9. Care este 2 la 3. 2 la 3. 2 la 3. 1 la 2. Perfect. Următorul număr, Davide, 120. 120 ca 60 ori 2. 120. 2 ori 60, eu zis el. 2 ori 60. 60. 60. 2 ori 5. Da. 2 ori 2 ori 5. Da. Și 6 cât? Da, 6. 2 ori 3.
Și e cam cu ea. La, da? Vezi? 2 la 3 ori, 3 ori. Ori 5. Dar e acum. 3528. 28. Egal cu 2 ori. Dar e 2 ori. 2 ori. O dată 1764. 64. Care înseamnă iar prin 2. 82. 2. 2 la 2. 2 la 2. Ori 882. Iar prin 2. 2 la 3. 441. Ori 441. 441. 441 știm noi. E împătrat perfect. 441 este 20 ori 2 la 2. 21 la 2. Perfect. Excepțiul 2 de la pagina 40. Scrieți ca produse de numere prime. David. 15. Produse de numere prime. Numai numere prime. Atenție. 3 ori 5. Atenție, da? 3 ori 5. Deci 15. 15, egal 3 ori 5. 21, Daria. Numai prime vreau. 3 ori 7. Da. Davide, 55. 55, o pot scrie ca 11 ori 5. 5 ori 11. 119. Pot să scriu ca... Daria. Nu știu. Bună asta, domn profesor, da, nu? Sim. Cred că e ceva cu 7. Sunt parte la 7. 7 la 3. Nu, 7 ori... Păi 197 la 7. La ce ori dată? 49, 7, 7 la 4. 7 ori 7. 7 ori 7, spre și, da? Da. 7. Da, 143. 7, spre și. 143, pot scrie ca... 11 ori. 11 ori. 13, zic eu. Ca să știi. 11 ori 13, pentru că aici, dacă aș fost 13, merge odată și 11, e bine, da? 1850, Daria. 1850. Ce încă nu este greu? Bine, dar poate are și el un greu. Hai să vezi. Ia, repede, Daria. Zicile la 2 ori 5. 2 ori 5, oare? Da. Ori 185, care înseamnă 2 ori 5 la 2. 2 ori 5 la 2, nu mergi pentru 5, aici vine 37. Ori 37. 37 și 3. Ai văzut? Ce repede? Ia, David, e tu, 21.300. 21.300. Hai, David, de 10 știi, 2 la 2, 100. 2 la 2, 5 la 2. 2 la 2, 5 la 2. Am ultimele 2 de 2. 213. 213. Nu-i, nu-i. Sunt parte la 3. Sunt parte, sigur, la 3. Da. Hai să zicem, 2 la 2, David. 2 la 2 ori 5 la 2. 3 ori 71. 3 ori 71. 3 ori 71. 71 este prim. Bun. Bravo, un exercițiu și gata. 1, David. 1 de la pagina 40. Și-a făcut o schemă. Scrieți descompunile numelor. 12. Dar mergem repede, David. 6. 3 ori. Prime. Prime. Nu 6 ori 2, 2 ori, 3 ori. 3 ori 2 la 2. 3 ori 2 la 2. 36, Dani. Bază primă, da? 36. Bază primă, Dani. 36 pot să scriu ca... Daria. 3 la 2 ori 2 la 2. Corect. 3 la 2 ori 2 la 2. Daria, 50. 50 pot să scriu ca 5 ori... 5 ori 5. Nu. 25 ori 2. 5 ori 2. 5 ori 5 ori 2. Adică 5 la 2 ori 2. Da. Așa trebuie să zici. 2 ori 5 la 2. 2 ori 5 la 2. 84. 84. Tu, Daria. 7. 7. 3 ori. 3. Da-și 3. Ori. 7. Ori 2. Ori 4. 3 ori 7. Ori 2 la 2. E corect? Da. Deci 21 ori 4, 2 la 2, da? Da, 54, bun. Aici puteam zice 4 ori 21 și de aici... 90, Daria. 90 pot să scriu ca 3 la 2 ori... 2 ori 5. 2 ori 5. Așa, 2 ori 3 la 2 ori 5. Daria, 100. Hai ca să mai spune. 2 la 2 ori 5 la 2. Corect. Și Daria, 200.
2 la 3, 5 la 2. Facem sinteză, domn profesor. Descompuneți. Descompuneți acolo alături, domn profesor. Da. Calcule. Descompuneți un factor prim. Chestii. Este, nu știu, poate mâini. Pâini. Da, factor prim. Asta. Asta mă pus. Descompunem factor prim. Criteriile de vizibilitate, dacă nu știi pe ăsta, nu? Numere prime, hai să zicem că am văzut numere prime. Criterii. De divizibilitate, cardinal. De divizibilitate. Cardinal. Numărul divizorului, un număr, da. Cardinal, asta, da. Numărul divizorului. Numărul, da. Cum faceți finalul copil? Să nu uitați să dați like și share și să vă abonați la Profumul Online. La revedere! La revedere, să povestească și la prieteni, la da? La prieteni, la... și la dușmani, de ce nu? Sigur.